Salutare tuturor, eu sunt Robert și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Rebel Racing. Ok, am făcut Rebel Racing, că am ajuns să stau foarte mult off camera. Adică, na, îmi place foarte mult jocul ăsta. Dacă vă place jocul, vă rog eu foarte mult să vă apăsați pe butonașul de like și de subscribe. Să apăsați pe clopul ăsta ca să vedeți clipurile pe care le fac. Asta e, azi e mașina mea, un Nissan Silva. Un Nissan Silva 2002, scrie acolo să sunt colț, ok, nu vreau să cumpăr ăsta că n-am bani. Adică, gândiți-vă că e 3.000 și am avea 15 bonus din aia și 14.000 din aia, adică. Asta e un Nissan Silva, o mașină destul de drăguță, e mare, destul de rapid. Hai să ne ducem la race și mai să... Nu știu unde să mă duc, cred că mă duc la Easy Money. Păi eu mă duc la Easy Money ca să stau. E și Boris alături de mine. Care... Sal! Ok. Zice pe... Că nu pot să particip la asta. What? Pot să-i dau Enter și ce câștig la prima? 20 de chei? Nu pot. Haideți că o să facem de la Easy Money. Hai să ne băgăm. Hai să mă bag pe ea, Rebel Smash. Am corvet. Sunt de la ciocolată. Ok. E bunica. E mama lui Boris. Are required. Nici nu mă interesează. Păi bănuiesc că mai atât a fost acest tip. Să ne băgăm pe alt joc. Să vedem dacă găsim altul. Care să-l băgăm? Eu zic că să ne băgăm pe Clash Royale. Nu am mai jucat de foarte mult timp Clash Royale. Hai pe Clash. Eu îmi cer scuze pentru poza mea de pe telefon. Cred că am o poză. Mai cu talent, că am o poză altul de pe site-ul lui Cătălin Talent. Îl știți pe Cătălin Talent? Eu da. Da. Totuși cine nu știe pe Cătălin Talent? Aproape toată lumea. Da. Eu m-am mai jucat pe chemarea jocul. Și... decul acesta. Pe Patinu Mod s-a scos ăla cum se numește, mai atinte cum se numește, Triple Drift. Poftiu? Vreau. Îmi zici după aia. Eu sunt în clan Robine, dacă vreți să intrați, un clan gol. Dacă uite, dacă vreți să intrați Robineți, dăm friendly battle ori ocazional, dacă vreți, o dată la două ore dăm câte un friendly battle. Sau poate chiar pe episoade, dăm cu abonați, dacă aveți Clash Royale, puteți să-mi scrieți. Încă puteți să-mi scrieți ca în comentariile de dacă vreți să uitați la niște videoclipuri cu Frazi Night Funkin, uitați-vă pe acest canal. Da, pe aceste videoclipuri foarte șmechere cu Frazi Night Funkin, dacă vreți să le vedeți. Sunt de nota 10, azi e tot ce pot să vă zic. Rămâne cel mai bune videoclipuri, muncesc destul de mult la ele. Sper că mă concentrez foarte mult, adică ați văzut la episodul trecut că am făcut un hit. Foarte greu pentru el că are soră. Mai dai. Poate în viitor, când o să se facă și soarna mai, e mai mare, poate atunci o să facem videoclipuri și cu ea și... Nu. O să fie mai șmecheră pentru că facem videoclipuri și cu ea. Acum, na, nimic. Hai să dau un wizard. Wizardul mie mi se pare cea mai enervantă carte. Dar avem o vesterea. Care-i vesterea? Da? Piesa de disco. Înțeleg, mă. Piesa de muzică. A, da. Dar, în câteva zile, după sezonul următor, vor apărea 3 episoade cu Robert la bătaie într-o singură zi, deci... Ce ai să zic vesterea? Robert a lăsat de muzică. Da, am făcut o muzică, zic... Că nașpa. Pentru că nu că m-am lăsat de muzică. Muzica aceea în Poliu Armani mi-a fost dată jos de pe YouTube.
de la mama la un copil ca zică că nu l-a lăsat să apară pe YouTube și el a apărut și mi-a dat clipul meu. Din păcate, dar noi o să facem modelul nou de la Emporio Armani. Dar că cine a apucat să facă, să vizioneze Emporio Armani, bravo lui. E o muzică care mi-am simt versurile de acasă, acolo am tușit. Nu era în planul meu să tușit la faza aia. Deci... Și uitați-vă și... Și Boris acum se urcă pe scaunele de la bucătărie, eu sunt la el. Și poate în seara asta facem videoclipul cu stirile Pro TV LOL. Că acum e seara. Nu vă abonați la Boris pentru că nu știu cum se numește canalul. Măcar știu că se numește Robert Makerul, dar că trebuie să-mi schimb numele de la YouTube pentru că zic că lumea că-s nașpa. Hai să vedem, îi facem promovare? Vrei promovare plătită? Da. Ok, pe câți bani? Ce bani? Aaaa, am câștigat! Aaaa, este bună! Mm. Am aceeași canal ca ăla mic. Nu știu? Am aceeași canal ca ăla mic. Cum se numește? Acum o să ne băgăm pe Double Elixir Dress, nu miri cum mai e. De Boris, Boris Ovegar. Așa, ne băgăm. Wizard. Bravo, Hans. Am bătut abonat. Prine cum se numește. Gaming Boris Ever Boris. Ați auzit? Vă lăsu în descriere. Eu le-am un... Nu vă dau link, o să vă scriu numere. Mamă, dar mai dar niște căs praf. Deci voi, ce cărți bune i-a dat. Wow, hai trage cu tine. Cine e nebun? Robert trage cu tine, Robert Gesun trage cu tine. Așa îmi zicea profesorul de noapte. Robert Grăsun, mă trage cu tunul și mă rânclață. Dacă mi-e să vă uitați la cele mai amuzate de comedii despre... Dacă mai vă să uitați la fierinile, să vă uitați la... Uitați la canalul Apă Plată. Mi-e trebuia cu parodie sirene, foarte amuzat. Vă zic să vă uitați. Am rostrat. Dar v-am zis să nu bere că de obicei parunzele azi voi jurători. Și nu vreau să urmine mamele voastre că... Da. O să vă cer dacă sunteți destul de măricei. Dacă ia pierd un meciul acela. Cam asta v-ați videoclipul de azi. Cred că o să facem videoclip sezonul următor, nu știu, sigur, la event. O să stau la 11 noaptea special pentru voi. O să mai stau cu Dan și cu Alex. Am făcut videoclip cu el la Robert la bătaie la episodul 1. Când am început. El a fost Robert. El a fost Boris. Hai. Pa.